Bună, dragii mei, și bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu, Anca Mihaela, la un nou filmuleț sau episod de vlog. Dacă doriți, puteți să vă abonați la canalul meu, pentru că mi-ar face mare plăcere să creștem aici, să fim cât mai mulți și cât mai frumoși, pentru că pentru asta muncesc aici, pentru voi, pentru mine, și numai cu ajutorul vostru pot crește și eu pe această platformă. Ieri a fost pentru... a fost Sfântul Ilie, așa că în fiecare an, dacă putem, mergem la Șerbănești, unde se face bălci, de unde sunt eu, unde stă tatăl meu, și ne distrăm acolo, pentru că este un bălci foarte frumos organizat. Aici plecasem de acasă, mergeam să îl luăm pe tatăl meu, pentru că ajunsese și el în oraș la niște cumpărături. Aici îl vedeți și pe el... Tocmai ce îl luasem, urma să ne îndreptăm să mergem să mâncăm spre Înghețată și spre toate cele. Am fost înainte să mâncăm, eu am mâncat o ciorbă de burtă, eu am mâncat niște mici, copiii cartofi prăjiți, nu mai știu, ceva de genul. Și aici plecam să mai facem cumpărăturile de care tatăl meu avea nevoie. Și, bineînțeles, să mâncăm Înghețată și să bem bragă, limonadă, citronadă la cel mai drăguț loc și bun de la noi din oraș. Aici eu cu piciorul meu pansat, pentru că așa trebuie să-l țin. Locul acesta îl știți, pentru că eu vi l-am filmat de fiecare dată când am venit aici. Este aproape de pediatrul copiilor, la 10 metri distanță. Aici aveau bragă, citronadă și nu mai știu cum se numește cealaltă din portocale. Ceva cu O. Ianis, bineînțeles că era foarte nerăbdător, bebele era cu dințișorii. Eu mi-am luat sortimentul cu biscuiți, Ianis cu vanilie, tatăl meu cu ciocolată. Fiecare și-a luat ce a dorit. Ianis a vrut să o încerce și pe a mea, bineînțeles. Aici aveam citronada lângă noi. Tatăl meu după aceea s-a decis și și-a luat și un pahar de bragă. Mie braga, sinceră să fiu, nu-mi place, dar v-am zis, fiecare a consumat ce a dorit, pentru că afară era destul de cald și ne-am răcorit într-un mod foarte, foarte drăguț. Când a venit sora mea acum 2 săptămâni, am fost și cu ea aici. Aici vă arătam că a cumpărat tatăl meu niște pastă de mici. Aici e o oglindă super drăguță unde am reușit și eu să mă filmez, ca să mă vedeți și pe mine îndeaproape. Nu știu ce zicea tatăl meu, de-aia am spus, stai puțin să filmez. Iar aici am plecat în drum spre țară. Aici eram undeva prin Brebeni, pentru cei care sunteți din zonă și mă urmăriți. Stăteam destul de inconfortabil în spate, pentru că stăteam între scaunele copiilor, un scaun în stânga și unul în dreapta, și aveam loc, dar nu aveam loc să pun coatele și m-am decis să stau pe margine ca să pot să filmez. Tatăl meu era în față cu o grămadă de bagaje, pentru că în spate noi nu putem să băgăm nimic în portbagaj, pentru că avem bicicleta, tricicleta și bagajele copiilor, pentru că nu plec niciodată fără foarte multe bagaje pentru ei, că niciodată nu știi când ai nevoie. Deci dacă luăm pe cineva cu mașina, nu avem unde să-i băgăm bagajele. Asta e tot timpul știută la noi în mașină. Că Sorin tocmai făcea o glumă și zicea, Doamne, nu știu ce să cumpăr mai mare de atât, să-mi iau un tir, nu știu ce să-mi iau, să încapă tot ce avem nevoie. Noi tot timpul avem probleme cu spațiul. Ei, și am ajuns și în târg, în bălci, cu tricicleta prin aceste pietre. A fost ceva de speriat. Bebele l-am pus pe spate pentru că trebuia să adoarme, era ora de somn, dar eu am decis să vă arăt toate grozăviile de pe aici. Știți și voi cum este la un bălci, dar de ce să nu filmez și să vă mai arăt și eu încă o dată. Bineînțeles că Ianis, când a văzut tot acest parc de distracții, și-a dorit să se dea în toate cele și bineînțeles că s-a dat. Așa, ca idee, orice era de copii pe acolo, ținea 3 minute, maxim 5 minute, și costa 15 lei. Iar Ianis s-a dat în trambulină, în trenuleț, în topogan și nu mai știu în ce s-a mai dat. A mâncat tot ce și-a dorit de pe acolo, le-am cumpărat și câteva jucării, pentru că așa era normal, dar per total a fost bine, drăguț, ne-am super distrat.
Se spun de mingi? Da, le-am luat mingi, un cățeluș din ăla gonflabil, un pistol cu capse. Nu a reușit, din păcate, să tragă cu el, așa că am renunțat la capse, că el e totuși prea mic pentru capse și s-a jucat numai cu pistolul. Aici îmi plăcea mult că sărea în trambulină, mă chema și pe mine, din păcate, nu mă puteam da. Dacă nu eram lovită la picior cu operația, mă dădeam și eu, pentru că și mie îmi place. Dar ce să facem, asta e.
Dragii mei, cam așa s-a sfârșit ziua de ieri. Aici eram cu tatăl meu puțin pe afară. V-am zis să explicam cum stă treaba cu trepiedul. Vă mulțumesc tare mult că ați ales să mă urmăriți până la capăt. Nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like, un comentariu. Vă rog, că am nevoie să creștem aici, să dăm și noi puțin înainte. Vă mulțumesc absolut mult de tot pentru tot ce faceți aici pe canalul meu. Sunteți minunați. Vă rog din suflet încă o dată să mă ajutați să cresc din nou aici. Pupici!